Pentru a mâna următorul premiu, invit în scenă pe Carmen Lică, director executiv, Centrul Step by Step. Bună seara! Spunea domnul director Haiduc că e dificil la început, că sunt emoții multe. Nu știți câte emoții sunt acum. Acesta este momentul când recunoaștem împreună, pentru al cincelea an, importanța educației timpurii. Și pentru mine este o bucurie imensă să facem acest lucru. Mi-am scris, pentru că am încercat să mă țin de indicațiile pe care le-am primit. Și eu am primit, să știți. Am înțeles, toată lumea a primit. Promisiunea pe care a făcut-o centrul Step by Step când ne-am alăturat Galei Merito, un eveniment excepțional, a fost ca pe lângă oferirea acestui premiu să oferim tuturor profesioniștilor din educație timpurie resursele și sprijinul de care au nevoie să ajungă fiecare dintre ei un candidat eligibil pentru acest premiu, în așa fel încât să putem mări comunitatea colegilor din educație timpurie, laureați merito. Educatoarea căreia îi vom oferi premiul în această seară este o persoană care lucrează cu dedicație cu părinți și copii deopotrivă. A schimbat lucruri în comunitatea din care vine, a schimbat viețile părinților pe care și i-a făcut parteneri în învățare, i-a susținut în propria lor învățare și dezvoltare pentru a-i ajuta să devină sprijin și model pentru proprii copii. Și a depășit limitele, a depășit limitele și provocările care i-au stat în cale, a găsit încrederea și și-a împlinit visul al ei și al copiilor cu care lucrează. Vă invit acum să vedem filmul și prezentarea celor cărora le călăuzește primii pași. Vă mulțumesc pentru toată încrederea acordată și mi-aduc aminte când am fost la predial și am făcut multe activități împreună și tot felul de chestii. Și vă mulțumesc pentru că ne deschideți lumea și eu. Doamna Anca, aș vrea să vă mulțumesc că mi-ați fost educatoare, că m-ați susținut de când eram mic, că m-ați ajutat să scap de emoții atunci când am fost să cântăm la Brad, că m-ați implicat în tot felul de proiecte și că ați fost alături de mine. Recunosc că când am venit aici, la acest hotel, am spus eu nu o să am emoții, dar na, nu e așa, deci chiar am niște emoții și așa, dar sunt constructive și sper să nu supere asta pe nimeni. Mă bucur extraordinar de mult că sunt astăzi aici, alături de niște oameni care împărtășesc valori și obiective comune. Consider personal că perseverența mea ca și educator, ca și om al comunității și implicarea mea așa în viața copiilor și în viața comunitară, în special în comunitățile de rol, m-au ajutat să fiu astăzi aici. Ar trebui să le fiu recunoscătoare și îmi pare rău că nu mă aud și că nu sunt și ei aici să mă audă și să vadă că și eu am fost un copil sărac și am reușit să ajung aici unde am ajuns. Fiecare, mulțumesc! Fiecare dintre noi avem un vis. Fiecare dintre noi, și știți și voi asta, avem o menire. Eu consider că menirea mea personală este ca fiecare copil care trece pragul casei mele, clasei mele și care trece pur și simplu prin mâinile mele. Îmi doresc foarte mult să-l ajut să câștige încrederea în sine, că asta e foarte important. Și în al doilea rând, să învețe să lupte
pentru a fi bine cu el. Pentru că, până la urmă, despre asta vorbim. Pentru mine, Gala merită premiul acesta. Aș putea să zic că reprezintă așa o recunoaștere a ceea ce am făcut. Adică asta îmi dă, nu știu cum să spun, încrederea că ceea ce am făcut a fost un drum ok și a fost un drum bun. Chiar dacă nu am făcut prea multe cursuri la început și am început să predau așa după ureche. Dar în timp am reușit să mă duc la cursuri și am reușit să fac multe lucruri pentru copiii mei și pentru comunitatea mea și sunt foarte mândră. Și deci, în afară de faptul că reprezintă o recunoaștere, premiul acesta reprezintă pentru mine, să știți, o motivație. Dar în același timp, ceva care mă înfioară și este vorba despre responsabilitate. Deci, nu știu, noi educatorii spunem multe povești. Mă uit acum la acest trofeu, care și el se uită la mine, nu știu dacă voi vedeți asta. Și credeți-mă că simt că îmi spune așa, Anca Mezei. Poate să mai spun o dată ca să mă trezesc. Anca Mezei. Seara aceasta reprezintă pentru tine un nou început. Reprezintă pentru tine oportunități de colaborare. Reprezintă poate resurse, poate inspirație. Și un lucru extraordinar de important, cred eu, reprezintă pentru mine o forță. Faptul că voi toți aici, cu mine împreună, devenim o comunitate puternică, vreau să nu uitați asta, și vreau să fim puternici împreună și vreau să facem lucruri frumoase și nu mă las niciodată. Dacă sunt sănătoasă, nu o să cedez niciodată. Nu știu ce să vă mai zic. Aș vrea doar să spun câteva mulțumiri, că sunt multe, credeți-mă, că în viața mea am întâlnit oameni care m-au ajutat foarte mult, fiindcă am fost un copil sărac și am avut nevoie de sprijin. Aș vrea să-i mulțumesc, în primul rând, lui Dumnezeu, care a fost cu mine întotdeauna, și când am avut, și când am avut. Aș vrea să le mulțumesc părinților mei, care, nu știu cum să vă zic eu, din nimica toată, dintr-o mămăligă, m-au hrănit și până la urmă m-au trimis la școală. Aș vrea să mai mulțumesc din suflet doamnei mele, director Iuliana Tomuș, și colegilor mele care astăzi mi-au arătat că mă iubesc și însemn ceva pentru școală și pentru ele și sunt prezente astăzi aici. Bravo. Și le iubesc, bravo, foarte mult. Și în ultimul rând, mulțumesc, nu știu cum să vă spun, vreau să am o mulțumire valoroasă tuturor persoanelor care ați organizat acest proiect, această gală. Pentru că voi reușiți să împuterniciți omul din dascălul de ziua de astăzi. Vă mulțumesc și să ne dea Dumnezeu sănătate!